Domnule Pavel Filip, vă îndemn să pășiți și să duceți până la capăt acele mici fapte care le-ați început de acum 2 ani, ca să devină fapte mari. Fapte de care să beneficieze fiecare cetățean a acestei țări. Vă îndemn să pășiți în continuare spre vocea poporului, spre glasul poporului care de la independență încoace tot zice, dați poporului ce ia poporului. Și haideți, domnule prim-ministru, să dăm poporului ce ia poporului, prin candidatul nostru în Parlamentul Republicii Moldova și să aducă acestui popor acea credință, acea dreptate și această bunăstare.